Nu înființată echipa Medgidiei la fotbal, progresul Medgidia se luptă etapa aceasta pentru locul 3. Meciul care se joacă acasă împotriva celor de la CSO Ovidiu va avea loc sâmbătă. Etapa trecută, progresul a reușit să se impună în fața celor de la recolta Nicolae Bălcescu cu scorul de 6 1. În cadrul etapei a se vor mai juca următoarele meciuri. Știința Porta Alba, Axiopolis Cernavoda, CS Carvan Lipnița, CS Mihail Cogălnicianu, Gloria Băneasa și Perla Murfatlar. Meciul dintre voința Valului Traian și recolta Nicolae Bălcescu urmează să fie reprogramat. Fluierul de start al partidei dintre progresul Mergidia și CSO Vidiu se va da la ora 13 pe stadionul Cimentu.